Sportivii de la secțiile de atletism și judo din cadrul clubului sportiv Muscel au reușit să urce pe podiumul de premiere la competițiile în care au fost angrenați. Astfel, în proba de marș 10 km a campionatelor naționale de atletism rezervate juniorilor 1 care au avut loc la Pitești, Gabriel Miloș, elevul profesorului Lucrețu Teodorescu, a cucerit medalia de bronz, după ce în urmă cu două săptămâni cucerise medalia de argint în aceeași probă, dar la junior 2. Și judoca Davi Stanciu la categoria 26 de kilograme a urcat pe treapta a treia podiumului, cucerind totodată medalia de bronz la campionatele naționale Under-13. Tot la campionatele naționale de judo, Miriam Nicolaescu a cucerit medalia de argint și implicit calificarea la Balcaniada din Grecia, rezervată categoriei de vârstă Under-13.